A început cu o vigilie și a continuat cu o cădere de grindină care părea că nu se mai termină. Așa era seara în comuna Perișor. De dimineață oamenii au văzut și dezastrul produs de grindină. O viitură, o piatră, nu mai știu nimica. Niște nori foarte mari, era nori de furtună, se vedeau că sunt de furtună. Și așa s-a făcut dintr-o dată un ropă de piatră, dintr-o dată așa a început piatra. Foarte, și cred că a ținut cam 25 de minute, așa, în continuu. A fost atât de mare, era pervazul la camera de la stradă plin. Gălețile, curtea, râneai, nu se mai vedea pământ, nimic, nimic, nimic. Mare și multe, mamă, ceva de groază. La mine în grădină a făcut piat, să vedeți, am 73 de ani și n-am văzut până acum. Copaci căzuți pe șosea, culturi de rapiță, porumb și grâu din care nu se mai poate alege nimic. Aceasta este o cultură de rapiță care trebuia recoltată în nicio lună. Nu se va mai întâmpla însă așa, pentru că a fost distrusă azi noapte de o cădere de grindină de o jumătate de oră. Domnule primar, ce suprafață de rapiță a fost afectată? A fost afectată o suprafață cam de 200 de hectare de rapiță, 50 de hectare de orz, 50 de hectare de grâu, câteva hectare de porumb, lucernă și ce-au mai avut oamenii puse în floarea soarelui, ce-au mai fost puse în zona aceasta. Meteorologii au emis ieri o avertizare meteo cu privire la fenomene meteorologice periculoase imediate pentru județul Dolj. Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Craiova a emis 7 mesaje de atenționare meteorologică cod galben privind fenomenele meteorologice periculoase imediate. În 3 dintre ele se regăsește și zona Perișor. Autoritățile susțin că oamenii au culturile din câmp asigurate, însă tot ce aveau în curți și grădini este compromis. Acest dezastru putea fi evitat, spun specialiștii în agricultură, dacă în zonă erau instalate stații de rachetă antigrindină.